sănătoasă. Tata ofițer în armată, mama muncitoare. Și bineînțeles că nu intrai numai în baza dosarului. Am fost 14 pe un loc la admitere și am reușit din prima. Am reușit să nu mă las contaminat de latura ideologică a facultății, care mare lucru, însă, cum spunea și domnul Cristian Tudor Popescu și îi dau dreptate aici, nu m-a învățat în afara unui fapt esențial. Să extrag ideile principale din ceea ce se întâmplă și din ceea ce s-a întâmplat. Și înarmat cu această luciditate, în momentele de după 1989, m-am decis, contrar opiniilor familiei, să renunț la învățământ și am plecat la București. Am părăsit Brașovul spre supărarea lui Andrei Bodiu, bunului și regretatului meu prieten, și a lui Caius, și am bătut la porțile capitalei. M-am angajat ziarist, am fost multă vreme ziarist la Cuvântul și talentul meu literar și cuplat cu pregătirea istorică m-au făcut un bun jurnalist de investigație. Am început încă din 90 să public foarte multe articole legate de securitate în special. Pentru că, așa ca și Caius și alți prieteni, Sorin Matei, Marius Ungureanu, Florin Lomponț, am făcut obiectul unor anchete ale securității în 87 și m-am gândit pur și simplu după 89 cum să mă răzbun pe ei și cel mai bun răspuns mi l-am dat tot eu, scriindu-le